Salutare, dragi prieteni! Din păcate, am o veste foarte rea pentru voi toți. Astăzi, eu nu o să vă arăt niciun truc magic. Astăzi, voi o să ne arătați trucurile magice. Credeți-mă, în sfârșitul numărului, voi toți vă veți ridica în picioare. Deci... Dacă o să meargă să-i facă număr de magie lui Cheloo, o să aibă nevoie de culac de salvare. Cătălin, arăți ca un om care vrea să participe în experiment psihologic. Da, vreau. Pentru tine am un pachet de cărți aici. Da. Te rog, atinge o carte, atinge una. Hai, o să fie alegerea ta liberă. Cartea aceasta, te rog, memorează cartea aceasta. Ați memorizat cartea, dragi jurații? Da, memorizat, da? Da. Și, dragi telespectatori? Dacă ai memorizat, l-a întrebat dacă ai memorizat. Deci cartea este pierdută în pachet, corect? Da. Ai părea pe 2000 de euro că cartea ta, într-adevăr, este pierdută în pachet și eu n-am nicio idee unde e cartea aceasta. Ai părea? Nu, n-aș părea. Nu. Eu n-am încredere în magicieni niciodată în viața. Tu nu poți face fraudele diferite cu pachetul de cărți, de aceea noi o să folosim o carte albă pentru tine. Magicieni, măi, sunt imprevizibili, mi se pare că tot ce fac este absolut tute dracu, de aici îți schimbi viața. Eu mai am aici un mic obiect. Sunt acele reale. Te rog, verifici dacă într-adevăr acele astea sunt reale. Nu! Fii atent, sunt foarte aspectate. Lasă-te om, băi! O, că nu mor! Te înțep un pic! Nu că nu-s dezinfectate, lasă-te face că nu. Reale, sunt reale. Alege un ac pentru experiment psihologic. Amesteci acele acum se... A, ăsta, uite că... Aici afară. Nu! Mă, fii atent, o să iau acest ac și o să înfig acest ac chiar aici, în carte. Cătălin, da. Te rog, pune mâna așa ca mine. Deci, noi o să batem chiar acum cartea aceasta. Da. 1. O să batem? Da, tu bați. 1, 2. Mergi pe încredere. Apropo, eu am arătat acest truc 5 ori și numai 3 nu mi-a ieșit. Tot o să fie bine, credeți-mă, dragi prieteni. Pune mâna așa. Da. O să bați foarte tare. Ah, stai puțin, hai să facem antrenamente. Pune-te rog mâna aici și bate foarte tare pe masă, chiar așa. Ca să repet. Super tare. Asta e mișcarea. O să te ajut, bine? Da. Baby, o să doară. 1. 2. 3. Băi, ești nebun. Ce carte a fost, dragi prieteni? Asul de roșu. Asul de roșu. Dragi oaspeți, e Asul de roșu. Băi, ești nebun. Păi eu m-am supărat asta, mi-a dat peste mână și mă doare umărul acum, pentru că eu m-am încordat. Bașarabienii au forță. Eu să la... Uite, atâta. Să se știe că bașarabianul mi-a rupt umărul. Nelu, fii atent. Pentru tine am un prezent. E aici. Am crezut că am un prezent. Poftim. E un morcov, da? Ah, asta e trucul cu fundul. Cu fundul? E frumoasă. Te rog, verifici dacă acest morcov e obișnuit. Pare un morcov real. O, da. Da? Nelu, hai cu mine pe scenă, cu aplauzele voastre. Treaba ta. Mă distrează la Bașarabia cum vorbesc. Totul e așa, așa, am un prezent pentru dumneavoastră. Și zici că era magicianul lui Carlos Dritu. Special pentru tine eu mai am încă un prezent și a fost adus chiar din castelul Bran, din Transilvania. Da? Și arată cam așa. E un aparat care taie morcov. Da? Fii atent. Acum eu o să vă arăt cum lucrează acest aparat. Te rog, pune acest morcov chiar aici, în gaura aceasta, încet. Vezi de bun, ești gata? Trebuie să-ți bagi altceva. Și, într-adevăr, acest aparat lucrează și lucrează foarte bine. Dar ăla e periculos rău de tot. Eu era să-mi tai mâna în el în ăla. E menghină de aia de tăia mâna. Hai să încercăm încă o dată, da? Adică, pune chestia aceasta înăuntru. Dacă nu-i prinși mâna, ți-ai... Nu mai morcov, te rog. Te rog, pune înăuntru aici. Hai, hai. Puțin mai adânc și puțin mai adânc. O să blocăm aici mâna ta, chiar așa, da? Totul o să... Dar eu știu dacă... Băi, Nelule! De la el! Măcar am eu pe asta pe care ar veni verigheta. Pentru transparența experimentului o să pun aici acest morcov. Am emoții că s-a întâmplat de multe ori să nu le iasă numerele magicienilor cu numărul ăsta de magie. Fuh, ești gata? Vezi că-i mâna aia ta bună, bă, de te mai detensiona. Dar nu mă uit. Am o rugăminte. Închid ochii. Spune-te rog. Ce? Tu simți sabie. Ba, vine și cu stânga! Nu faci asta! Nu uita-ia! Nu fi nenorat și te-a la pușcărie! Simți sabie, da? Că într-adevăr e ascuțită, nu așa? E ascuțită. Cortea, scoate mâna de acolo, bă, fraților, îi taie mâna, mă! Bă, omul nu știe ce face, mă! E ascuțită. Da, deci tu simți sabia aceasta. Nu? Mam! Dragi prieteni, fiți atenți! 1, 2, stați puțin, vă rog, nu încercați să faceți acasă. Bine? Este foarte important. Deci, într-adevăr, chiar acum, eu o să vă arăt cum sabia treacă prin mâna lui Nelu. Da. Deci treacă cam așa. Ce tare era să cadă acum. Asta e mâna magică lui Nelu, vă mulțumesc frumos, Nelu! Parcă nu mai e la fel mâna aia, parcă... Super tare! Bravo, băi! Trăiește, bă, n-are nimic, are mâna ca lumea. N-ați și băgat. Și acum fă-i tu lui! Ai de viață! Delia, te tunde. Fii atent. Cheloo? Aici am câteva cartele cu obiectele diferite, da? Căști, capsator, inel, bancnota, pix și etc. etc. Toate, ce trebuie să fac? Te rog, atinge un obiect. Care? Acest? Da. Eu am știut că o să fie. Normal, că proștii se întind la ceilalți suprafață. Dacă vrei, poți să schimbi. Da, uite asta. Ok? Care? Ultimul? Da. Ești sigur? Începutul și sfârșitul, alfa și omega. Te rog, memorează acest... obiect. Pahar este? Pentru bere, da, este. Aici nu mai a fost nimic? În cutia aceasta? Așa părea, că nu mai e nimic decât un pahar pentru bere. Delia, hai cu mine pe scenă. Cu aplauzele voastre! Stai puțin, stai puțin. Ei, te rog, Delia, ei, te rog acest pahar chiar acum. Mie mi-e frică de magicieni, nu-mi plac surprizele. Nu-mi plac trucurile care mă implică. Nu-mi place să depinde de mine trucul respectiv, mi se pare că pot să-l stric. Și nu-mi place să mă sperii. Delia, te rog, verifici că acest pahar într-adevăr e obișnuit. La cât mă pricep eu. Dacă cineva, apropo, are alt pahar, noi putem să facem schimb. Pare un pahar obișnuit, o halbă de bere. Ok, eu te rog, pahar în mâna aceasta stângă. Vezi că am două mâini greșite. Așa. Ia în această mână stângă. Pune aici. Și altă mână pune aici, din partea asta. Ok? Deci, paharul chiar acum o să dispară în mâinile tale. Ești gata? Trebuie să zic ceva? Da, tu trebuie să spui așa. Om... Hai. Om... Om mare... Hai, continui, continui. Închide ochii și zi. Om lung, hai. Om lung. Om... Dacă mă tăiam acum. Băi, frate, cine vă mai chema la ziua? Ce-l ceartă acum? Dacă mă tăiam. Dacă mă tăiam. Mie mi s-a spart aia în mână fără să fie nimic predictibil. Eu credeam că o să-mi toarne bere în alb. Ce a făcut, mă? A vrut să o rănească? Bă, să nu te uită de ea. O să văd la televizor ce am făcut, pentru că mi-ai spus să închid ochii. Te-ai speriat? Am simțit pocnitura aia în mână. Asta, țițici-oburi. Puteam să mă rănesc. Ai din sticlă? Da. Chiar sticlă taie? Da. Oh, stați puțin, dragi prieteni, eu am uitat ceva. La începutul show-ului, eu v-am spus că trucurile o să fie atât de mișto, încât la final vă veți ridica în picioare. Gata. Hai să văd și pe asta. Ah, e imnul. E imnul, mă. Nu, suntem într-un spațiu privat, la o televiziune privată. Nu sunt obligat. A zis că la sfârșit ne face să ne ridicăm în picioare. Frumos! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragi prieteni!